Cei care vor să-și ia înapoi permisul de conducere înainte de trecerea în noul an mai au o ultimă șansă. Ultimul examen din acest an se va ține în data de 27 decembrie. Cei care lasă totul pentru anul pot fi examinați începând cu data de 3 ianuarie 2013. Ați avut permisul suspendat și trebuie să dați din nou examen pentru a vi-l recupera, mai aveți o ultimă șansă în acest an. În 27 decembrie se susține ultima examinare din 2012. Cei care ratează această ocazie mai pot fi programați pentru examinare abia în 2013. Având în vedere zilele libere din perioada sărbătorilor de iarnă, programul serviciului rutier vis-a-vis de desfășurarea examenului pentru redobândirea permisului de conducere se va modifica în consecință, astfel că examenele vor avea loc în zilele de 27 decembrie. Decembrie și respectiv 3 ianuarie 2013. Examenul se va ține în ambele zile între orele 10 și 12 la sediul de pe strada Cârlova. În mod normal, acest examen se desfășoară în fiecare zi de miercuri, însă perioada sărbătorilor a adus această modificare de program.